În fine, târziu, foarte târziu, guvernul a demisionat. A fost nevoie să moară oameni ca această demisie să se producă. Dacă s-ar fi respectat și dacă s-ar fi impus respectarea normelor și a legilor, niciunul n-ar fi trebuit să moară. Deci nu consider că guvernul Orban trebuie să plece acasă. Dimpotrivă, guvernul Orban și-a asumat guvernarea într-o perioadă când toți ceilalți au preferat să stea deoparte și să comenteze. Asta, într-o pandemie, nu face bine, iar această tragedie de la Piatra Neamț ne arată încă o dată ceea ce am spus de mult, felul în care PSD-ul a tratat sistemul de sănătate a dus aproape la falimentul acestui sistem și după alegeri, cu o nouă majoritate, trebuie întregul sistem reformat